Veste bună pentru pasionații de mașini și turism. Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, ar putea să se deschidă circulației de săptămâna viitoare. Restricțiile rutiere au fost prelungite de 2 ori până acum. Cea mai spectaculoasă șosea din România se va deschide cel mai probabil pe data de 15 mai. Drumul care face legătura între orașele Sebeș din județul Alba și Novaci din Gorj este închis anual pe perioada iernii, iar vremea rea a făcut ca drumarii să amâne anul acesta de mai multe ori dezăpezirea în zona de creastă. Acum se lucrează la drum, iar în curând se va putea circula în condiții sigure. Până atunci, cei care se aventurează pe porțiunea de drum închis și nu respectă restricțiile de circulație, riscă, pe lângă eventuale accidente, și sancțiuni de la poliție și jandarmi.